Potrivit unei hotărâri de Consiliul Local, constituie contravenție deținerea și creșterea animalelor și păsărilor de fermă, precum și animalelor din categoria cailor, poneilor, păsărilor ornamentale, care produc disconfort prin zgomot și miros pe raza municipiului Timișoara, cu excepția grădinilor zoologice și a manejurilor autorizate. Sancțiunile pentru astfel de fapte sunt între 1.000 și 2.500 de lei. Ca urmare a sesizărilor de la cetățeni, polițiștii locali au efectuat verificări pe strada Zefirului și pe strada Ariadna, unde s-a semnalat că proprietarii creșteau ponei pe care îi lăsau liber la păscut pe terenurile din apropiere și păsări de curte, precum găini și rațe. În ambele situații, proprietarii au fost sancționați prin avertisment scris, cu somație ca în termen de 5 zile să mute animalele în altă locație. De altfel, acestea nu sunt singurele cazuri de acest gen. Zilele trecute, un alt cetățean care creștea 10 vaci pe strada Maria Dogaru a fost sancționat și somat să ducă animalele în altă parte, la fel și un bărbat care deține un număr de 100 de oi pe strada Gheorghe Azap, în zona Mehala, pe care le păștea pe terenurile din apropiere, creând astfel disconfort locuitorilor din cartier. A fost sancționat cu 2.000 de lei pentru această faptă.